Antreprenorii din regiunea Sud Muntenia au dovedit un real interes pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, în vederea îmbunătățirii competitivității IMM-urilor prin crearea și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, prin axa prioritară 2, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, prioritate de investiții 22 sprijinirea creierii și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, apel 2020 în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Astfel, societățile ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, conform legislației în vigoare, solicită prin cele 274 de cereri de finanțare depuse aproximativ 4 miliarde de lei fonduri nerambursabile. Din județul Călăraș au fost depuse 33 de cereri ce au solicitat în total peste 774 milioane de lei. În cadrul acestui apel competitiv de proiecte, deschis până la finele lunii trecute, din cele 150 de milioane de euro disponibile la nivel național, regiunii Sud muntenia i-a revenit o alocare de 23 de milioane 610.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă are o valoare cuprinsă între minimum 1,5 milioane de euro și maximum 6 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Info-Euro, valabil la data lansării apelului august 2020.